el, botas, naci, ca pe sac. Îi umflăm, Jean? Este un moment, un moment din modul numai șoferul ăsta. Salutare, fraților, suntem pe lacul Orlat, 96 de ore, standul 4, împreună cu Florin Bota. Haideți să dăm drumul partidei. Fraților, primul crab din această partidă, un super solzos de orlat de 17 kg, montura se știe Ronnie Rig, un pop-up de 14, Tiger King, galben. Continuăm, frate, ca pe sac. Este, bă. Du-te, dică! Du-te, dică! Fratele Bota-i pe cooking Masterchef. Da, treci condiții la Orlat, frate. Dați grătar, nu bagi o cură. Aici. Top.
primul crap al lui Florin, al doilea al partidei, 12 kg. Uitați, fraților, aici sacu-i sac, cap-i sac, stați cu minți. Continuăm, continuăm, aproape dublu drill, pe două vaduri, pe două vaduri diferite. În această partidă pe lezi de administrație de 29 și Boilies-ul Tiger King de 20 de tari. Pescuit la piatră. Uitați aici, cameră de cauciuc tăiată, pus în clips, bolovanul și cu un Ronnie rig, atașez un săculeț de el, piatra o să cadă la fiecare trăsătură. Bă, dar firul, e pe fir, Jean. Stau în ghiță firul. Fraților, primul over 20. Peștele lui Danciu, prins în aprilie. De la 18 la 20 de kg. Hai, mă. Nebunie, bă. Hai, te dau și drum. Mai avem ceva de arătat. Du-te, Jane. Doilea. Nu vreau să faci tu.
merge banda Bota. Merge banda. Al 5-lea, grav. Over 15. Un drill din barcă. Continuăm același Ronnie Rig. Naci. După 24 de ore neatinsă lanseta, a plecat torpila asta de orlat. Da, bă, merge. Băi, ce fain e peștele. Am ajuns la finalul partidei de pe lacul Orlat, standul 4, împreună cu Florin Bot am reușit să punem pe saltea 10 crapi, cei mai mari crapi fiind de 21 de kg și de 20. Prima parte a partidei a fost super, super bună, iar a doua gherlă, 0 pești, în ultime 48 de ore n-am reușit să punem pe saltea niciun crap. Nada de la Ocapi și-a făcut treaba. Toate produsele le puteți găsi pe ocapi.ro. Noi ne revedem la următoarea partidă. Fire întinse pescarilor. Pace bună!